Un pastor din New York care povestea că a făcut Operation Andrew, dacă știți, operațiunea Andrei, prin care fiecare să zică celuilalt, vino și tu cu mine, vino să vezi ce am văzut eu. Și au făcut oamenii, fiecare membru dintr-o biserică micuță și săracă din New York, și au făcut o listă cu 5, 6, 7, 8, 10 nume, pentru care s-au rugat o lună întreagă în mod serios. După o lună de rugăciune, i-au vizitat și s-au rugat cu ei și după aceea i-au chemat să mănânce și să se roage împreună, dar nu sâmbătă, dacă oamenii aveau prejudecăți, i-au chemat miercuri seară și pentru că erau săraci le-au dat fasole. Și au anunțat fasole și rugăciune. Au venit oamenii frumos, au mâncat fasole și s-au rugat pentru problemele lor. La ora în care dădea raportul, participau peste 500. Deci de la în jur de 60 de oameni prezenți în adunare, să urci la 500, pentru America este ceva, nu-i așa? La o întâlnire în lume, povestea un dentist care este bâlbâit. Știți cum vorbesc bâlbâiții, nu? Îl întrebau colegii, eu m-am făcut doctor, eu m-am făcut om de business, eu sunt ministru, eu sunt cutare, eu am ața bani, eu am un business. Și el zice, eu mulțumesc Dumnezeu că mă iubește. Zice, și ce te-ai făcut? A, ce? Nu contează. În sfârșit, după ce le-a ținut lor o predicuță că o să ardă focul toate bogățiile lor dacă nu se pocăiești, că Dumnezeu îi iubește, la întrebat, bine, dar ce ai făcut tu? Zice că, păi eu sunt dentist. Păi cum? Zice că tu ești bâlbâit. Păi uite care-i treaba, m-am rugat cum să-i servez lui Dumnezeu în lucrare și dacă eram pastor, nu puteam să vorbesc, că bâlbâii n-avea nimeni răbdare să mă asculte. Dar așa le fac injecția, îi amorțesc, le bag cleștele în gură și omul nu are ce să facă. Și are răbdare să mă asculte și pe mine, chiar bâlbâii. Și atunci încep să-i vorbesc, cât e pe scaun acolo, îi vorbesc despre Domnul. Și spunea, zice, mă rog cu ei și n-au ce să facă și care nu cred în Dumnezeu, nu se pot ridica de pe scaun. Și îmi spun oamenii, după aceea îmi dau telefon și îmi spun că s-a simțit o pace și o prezență deosebită în cabinetul meu să le spun mai mult despre Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate să folosească și un bâlbâi, nu-i așa? A folosit măgărița lui Balaam, așa că ne poate folosi pe toți. Frații mei, ținta mea în după amiaza aceasta, în timpul scurt care îl avem, este să vorbesc puțin despre relația personală cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că în Efeseni, la capitolul 3, versetele 14 înainte, dacă aveți Bibliile, vă rog să le deschideți și dumneavoastră, să mă urmăriți. Capitolul 3, versetul 14 înainte. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Când își pleacă cineva genunchii, ce înseamnă că face? Deci Pavel se ruga pentru efeseni, pentru biserica din Efes, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ și îl rog, deci rugăciune, ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă întărească în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, adâncimea, lungimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Frații mei, în capitolul 1, Pavel vorbește așa în general, vă dau pe scurt, spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești, spirituale, din locurile cerești. Credeți că Dumnezeu, în afară de binecuvântările fizice, ne-a binecuvântat cu binecuvântări spirituale? Și Pavel dă exemplu acolo, ce ne-a ales, ne-a salvat, ne-a iertat, ne-a mântuit. Se pare că în ultimul timp, în societatea în care o trăim, de când a căzut economia și oamenii n-au servicii, singurele binecuvântări la care ne gândim noi oamenii sunt economice. Mai ne gândim și la cele de sănătate și la cele de familie, dar mai puțin la păcat și la binecuvântări spirituale. Ca Israelul, așa de mulți ani a fost norul și stâlpul de foc cu ei, că au încetat să aprecieze. Ba, mai și spuneau chiar și de binecuvântările economice, ce ne-am săturat de pâinea asta. Pâine cerească, fraților. Se poate întâmpla ca noi să fi pierdut din vedere binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu ni le dă. Să nu mai apreciem binecuvântarea iertării. Nici să nu ne gândim la ea prea mult. Pavel amintește aceste binecuvântări în mod special spirituale. Spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat tot felul de binecuvântări spirituale. Ne-a salvat, ne-a mântuit, ne-a iertat și așa mai departe în capitolul 1. Discutam cu mai mulți așa care, oameni necredincioși, și întrebam, uite, cu economia asta așa de rău căzută, ce credeți că se întâmplă? Și ziceau, păi cu războaie, cu tremurile astea nenorocite, cu economia, cu toate astea, poluarea, pământul ăsta nu mai poate să dureze mult. Dacă oamenii necredincioși
Zic că pământul ăsta nu mai duce mult și că procesul ăsta în care am intrat este ireversibil, nu mai putem repara, putem să-l încetinim, dar nu să-l reparăm. Cu atât mai mult noi care suntem adventiști, prin definiție, prin numele nostru și prin ce credem noi, noi credem că Domnul vine curând. Cât de curând? Biblia spune că e deja la uși, în mod simbolic, în sensul că e gata să vină. În schimb, ne purtăm ca și cum ar veni peste 1000 de ani. Modul în care trăim, în care muncim, în care ne purtăm, nu ne gândim că în curând toate lucrurile astea o să ardă în foc, ci ne purtăm ca și cum Domnul a venit peste 1000 de ani și investim unii cu disperare să putem trăi, alții cu disperare ca să strânge mai mult. Domnul vine curând, amin, vino Doamne Iisuse, când? Acum! Nu mai întrebe, fraților, pământul ăsta. Înainte ziceam că trebuie să-mi iau motocicletă, nu mai întrebe, lasă-o încolo de motocicletă. Să vină Domnul acum. Pavel vorbește despre binecuvântările acestea, incluzând mântuirea, salvați pentru viață veșnică. Dar după aceea, dacă trecem mai departe, în versetul 8, în capitolul 1, mi se pare aici așa, că am fost salvați prin credință, prin har, prin credință, și asta este darul lui Dumnezeu ca să nu se laude nimeni. Chiar faptul că credința și mântuirea și harul lui Dumnezeu sunt un dar, e o binecuvântare pe care noi am încetat să o apreciem la nivelul la care trebuie apreciată. În sfârșit, în capitolul 2, vorbește foarte mult de transformarea lui Dumnezeu în viața noastră și dă un exemplu, și anume exemplu de Olar și de Lut. Dumnezeu lucrează în viața noastră chiar prin încercările prin care trecem. De multe ori ne întrebăm, Doamne, de ce trec prin asta? Păi are un rost. Nu-i nimic la întâmplare. Și noi ne plângem în loc să deschidem ochii, să vedem ce rost are. Și mă grăbesc ca să ajung exact la subiect. În sfârșit, în capitolul 3, după ce enumerează binecuvântările spirituale, spune așa. Și numai ce am citit împreună cu dumneavoastră, capitolul 3, de la versetul 14 înainte. Spune așa. Zice, de aceea, de ce de aceea? Binecuvântările enumerate în capitolul 1 și 2, pentru aceste binecuvântări, îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, și ce fac? Mă rog pentru ce? În versetul 16. Ca Dumnezeu să vă întărească. Fraților, n-ar fi o binecuvântare nemaipomenită ca toți adventiști să fie oameni tari în credință, tari spiritual? Nu simți câteodată că mergi la adunare și biserica a ajuns așa cumva slabă, fără putere. Se ține predica, se cântă cântarea, se face rugăciunea și cât de mult ar fi pregătită predica, totuși parcă plecăm acasă tot așa, cu o nevoie în inimă și parcă suntem goi. Parcă biserica doarme, parcă degeaba vine Domnul curând. Și Pavel zice, mă rog ca Dumnezeu să vă dea tărie, să simtă oamenii că aici e ceva deosebit. Tărie care nu vine de la puterea de a ne bate sau de a ne certa între noi, din conflicte, ci tăria care vine de la Duhul lui Dumnezeu, tărie spirituală. Ar fi o rugăciune nemaipomenită ca să ne rugăm ca biserica aceasta să aibă tărie spirituală, nu-i așa? Asta nu e rugăciunea lui. Asta este numai pasul 1, care duce la pasul 2, care duce la pasul 3. Auziți, ca Dumnezeu să vă dea tărie și în greacă, cuvântul de să vă întărească este dunamis, care înseamnă, avem cuvântul dinamită în română, în engleză dynamite, care înseamnă putere extraordinară, putere fără măsură, putere de la Dumnezeu pentru orice nevoie. Nevoi la care noi nici măcar nu avem curajul să ne rugăm pentru ele, că zicem că sunt lucruri imposibile. Dumnezeu să ne dea putere pentru orice situație. Dar Pavel zice, puterea asta are un rost, nu așa vi se dă ca să aveți putere. Pentru un scop. În engleză zice so that, deci putere cu scopul ca, în greacă zice putere ca să, deci are un rost, să vedem care-i rostul. Auziți de ce? Ca Hristos să locuiască, îmi traduc din engleză, acum v-am citit înainte din română, ca Hristos să locuiască, cum zice acolo, ziceți dumneavoastră, tare. Să locuiască în inimile voastre. Frații mei, rostul lui Dumnezeu, rostul lucrării lui Dumnezeu cu noi este refacerea relației rupte cu omul păcătos. În cer Dumnezeu s-a întâlnit cu omul față în față, după păcătuire prin profeți și așa mai departe, i-a pus să construiască un sanctuar, de ce? Ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor. Iisus a venit pe pământ și numele lui spune Emanuel, de ce? Ca Dumnezeu să fie cu noi. Ne-a dat Duhul Sfânt ca Dumnezeu să locuiască cu noi și ținta cerului este ca Dumnezeu să umble cu noi. Spune că ultimele zile pe pământ vor fi ca primele
zile în cer, că Enoch a umblat cu Dumnezeu, că vom ajunge la o relație așa de strânsă cu Dumnezeu, că o să umblăm cu El, o să vorbim cu El, o să-L auzim, o să-L urmăm, o să-L ascultăm, o să-I servim, o să depindem cu totul de El și vom ajunge să trăim numai prin credință. Cel neprihănit va trăi prin? Numai prin credință. O credință atât de tare că poate să-ți ia orice, să rămâi ca Ilie în pustie, să te hrănească corbii și totuși să ai încredere în Dumnezeu. Fraților, va veni vremea să pierdem tot, nu numai serviciu, și casă și libertate. Cine nu învață să umble cu Hristos azi, să trăiască prin credință, cum o să trăiască atunci? Lecțiile alea se învață acum, nu atunci. Deci, de ce să primim tărie prin Duhul Sfânt? Să fim destul de tari ca Hristos să poată să locuiască în inimile noastre. Dar cuvântul folosit acolo nu este cuvântul din greacă de a locui. Și cuvântul folosit acolo, de fapt, este... Dați-mi o secundă să dau pagina. Se traduce în engleză to dwell. În română nu există, este cuvântul katakeo. Dar în română, dacă îl traducem așa, nu înseamnă să... Cum facem noi când locuim? Plecăm dimineața, venim seara și dormim noaptea? Nu înseamnă așa ceva, nu înseamnă o vizită, nu înseamnă să fii din când în când așa 7 ore pe zi, să fii acasă. Ci cuvântul respectiv înseamnă așa, să se mute cu tot ce are, să se mute cu tot ce are acolo, să rămână acolo și să nu mai plece. Și nu numai asta, deci în engleză îți auzi, to move everything, settle down and govern. Să-și mute tot ce are, să se așeze acolo fără să mai plece și apoi să conducă totul de la centrul respectiv. Asta e centrul de conducere. Frații mei, cum este ca Iisus să se mute cu toate calabalicurile, cu tot ce are El în inima dumneavoastră, să nu mai plece de acolo și de acolo să conducă? Nu e un lucru de dorit? Ce fel de viață ar trebui să ducă adventiștii ca oamenii uitându-se la noi să zică, ăsta umblă cu Dumnezeu? Să se simtă acea pace, acea strălucire, acea bucurie în orice criză, în orice situație. Adică avea băiatul meu al mic, e la facultate de medicină în anul întâi, și avea un profesor care nu-l mare, săptămâna trecută și-a luat zilele, s-a sinucis, adventist, profesor tânăr, 30 și ceva de ani, că probleme în familie, probleme la servici, probleme financiare și a ajuns la așa disperare că săptămâna trecută s-a omorât, acum sau acum 2 săptămâni. Ajungeți vreodată să intrați, nu să vă omorâți, Doamne ferește, să intrați într-o așa criză ca să ajungeți la disperare? Unde este credința în Dumnezeu de care predicăm, vorbim atâta, învățăm atâta? Hristos locuiască în inima ta încât în orice fel de criză, în orice fel de situație să ai o pace pe care lumea nu poate înțelege. Și Iisus să îți țină pace, să țină bucurie, să te conducă, să spună ce să faci, ce să nu faci, când să vorbești, când să nu vorbești și tu să ai încredere în El. E o rugăciune frumoasă, nu-i așa? E, asta nu e rugăciunea lui. Asta e pasul 2. Care era primul? Să primiți putere prin Duhul Sfânt. De ce? Ca Iisus să poată să se mute în inima noastră și să locuiască acolo și să nu mai plece. Zi și noapte. Și luni noapte să fie acolo și marți dimineață să fie tot acolo. Și miercuri în timp ce se da servici să fie tot acolo. De ce? Ăsta nu-i scopul final. Noi am zis așa adventiștii, vai ce bine, Domnul s-a mutat în inima mea, am prezența lui Dumnezeu și gata. De ce să locuiască Iisus acolo? Și în greacă din nou zice, pentru ca, deci are un rost locuirea lui Iisus în inima noastră, pentru ca să înțelegeți cum fac toți sfinții adevărați, ce să înțelegem? Dragostea lui Dumnezeu care începe Pavel și vorbește în 4 dimensiuni, să cunoaștem adâncimea, înălțimea, lățimea și lungimea. Păi zice, băi Pavele, puteai să spui marea dragoste a lui Dumnezeu. Ce trebuie să spui? Adâncimea, lățimea, ce rost are? Dar în greacă are un rost. În greacă, cuvântul folosit acolo, zice așa, dragostea lui Dumnezeu care merge în toate direcțiile fără sfârșit, la infinit. În orice direcție te-ai duce, merge, mi-amintesc, cuvântul din greacă este bathos. Bathos, care înseamnă te poți scufunda în ea și în orice direcție te-ai duce, ești tot în ea. Deci cât te duci încolo, cât te duci încolo, în sus, în jos, unde ești? Ești înconjurat peste tot. Dar bathos e de unde avem noi cuvântul baie și englezii bath,
Deci îți poți face baie în dragostea lui Dumnezeu, că atunci când te botezi și te bagi sub apă, te atinge apa pe unde? Numai mâinile, numai picioarele sau pe unde? Peste tot. Când eram mic, mi-amintesc că mi-a pus mama mea o cădiță de tablă galvanizată în curte, locuiam în Severin, și a pus așa niște, un fel de șampon așa, sau nu știu ce era asta acolo, în apă, că s-a făcut așa puțină spumă, stăteam la soare și mă simțeam bine, era vară, era în Severin acolo, cald, și stăteam la soare și din când în când, când mi se încinta capul, mă băgam sub apă și apoi mă ridicam deasupra și mă simțeam bine. Să te poți scufunda sub dragostea lui Dumnezeu și să fie apă peste tot, să te atingă pe toate părțile. Cum erau băile romane, mă duceam cu soția mea când eram prieteni, ne întâlneam la ruinele romane din Severin și acolo am văzut, acolo studiam, ne rugam amândoi și acolo am văzut băile romane, imense, cred că puteau să intre 100 de soldați, dacă nu mai mult, să facă baie acolo. Ca un ștran din ăla imens, că poți să sari sub apă și nu dai capul de pietre. Fraților, mi-amintesc odată că fac aici, spun povești, când eram mic, m-am apucat cu vărul meu și cu niște prieteni să săpăm o groapă la câmp, unde eram noi în afara orașului, la bunica, să vedem dacă putem să ajungem în China. Ne-am gândit noi că dacă săpăm adânc, ajungem, trecem de mijlocul pământului și ajungem în partea cealaltă, în China sau în Africa. Și atât de adânc am săpat că până pe la prânz am crezut noi că auzim voci de chinezi vorbind. Și tocmai ne-a chemat mama la masă, așa că a trebuit să astupăm groapa aia adâncă. Imaginați-vă să sapi o groapă atât de adâncă și după ce o sapi, ca un miner, intri 1000 de metri sub pământ, într-o mină, și după aceea să zici, vezi ce adânc e aici? Ei, dragostea lui Dumnezeu este mai adâncă. Te duci în spațiu și zici, vezi cât de înalt e aici, uite, stelele împrejurul tău. Ei, dragostea lui Dumnezeu e mai înaltă, cuprinde tot universul ăsta și trece. E atât de înaltă că îngerii se uită la Dumnezeu zi și noapte și nu poți să se oprească să zică, vrednic este mielul. Wow, wow, cât de bun ești, Doamne. Și că noi ne îndoim de dragostea lui pentru că nu-l cunoaștem, dacă l-am cunoaște, niciodată nu ne-am îndoit de dragostea lui. Niciodată, prin orice am trece, chiar prin moarte. Să trăiesc foarte bine, să mor, e un câștig, pentru că sunt în mâinile lui Hristos. Frații mei, o dragoste care trece chiar și de adâncimea gropii Marianelor din ocean, care e adâncă de vreo cât? 11-12 mii de metri, nu știu, mai adâncă decât fundul oceanului. Frații mei, nu este o dorință extraordinară ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și dragostea Lui? Imaginați-vă că Biblia spune că viața veșnică este să te cunoască. În momentul în care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să înțelegi dragostea Lui, să înțelegi puterea, să înțelegi înțelepciunea Lui, să înțelegi că în comparație cu Dumnezeu, cât de deștept ai crede, nu știi nimic. N-ai habar de nimic. Nu poți face absolut nimic și nu meriți nimic. Și să înțelegi că în prezența Lui Dumnezeu, tot ce ai îi aparține Lui Dumnezeu și este un dar al Harului nemeritat. Și atât de mult te-a iubit, încât oricât i-ai dat Lui Dumnezeu, nu e prea mult. E numai o favoare să-i poți da și tu ceva lui Dumnezeu. Să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să zici ca Moise, Doamne, vreau să te cunosc, arată-te, vreau să-ți văd fața. Încât, petrecând în prezența Lui timp cu El, să începi să strălucești de prezența divină. Pavel, care a umblat cu Dumnezeu, care a fost luat în viziune, Pavel, care a fost persecutat, care a clădit biserici, a mers din loc în loc, pe la sfârșitul vieții spune așa, și să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea cu El. Dacă Pavel se roagă să-L cunoască pe Dumnezeu, noi care credem că-L cunoaștem, păi s-ar putea să fim puțin cam departe. Nu-i așa? Și avem impresia că-L cunoaștem, dar sora îi spune așa, că în prezența crucii, auziți, cu cât mai mult ne apropiem de Dumnezeu, cu atât mai mult ne dăm seama de păcătoșenia și slăbiciunea noastră. Păi fraților, deci, încă o dată să repet, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât îți dai seama ce? De cum suntem noi, nu-i așa? Păi dacă auziți vreun om care are impresia că e sfânt, înseamnă că ăla e departe, rău de tot de Dumnezeu, că dacă ar fi aproape, n-ar mai pretinde așa ceva, nu? Cunoașterea de Dumnezeu. Și, deci, Pavel se roagă pasul 1 care e? Să fim întăriți prin Duhul Sfânt. De ce? Cu un scop. Ca Iisus să se mute și să locuiască în inimile noastre. De ce? Ca fiind prezent în inimile noastre, să începem să cunoaștem infinitatea iubirii și puterii Lui Dumnezeu, să ajungem să ne încredem în El, nu în noi, să depindem de El, să lăsăm pe El să ne conducă și prin orice am trece să avem pacea Lui, care, o pace pe care lumea nu poate înțelege. Asta e rugăciunea Lui? Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Ce ziceți? Nu? Asta e pasul 3, care duce la, de fapt la rugăciunea Lui. Și auziți ce se roagă El? Să-L cunoașteți
înălțimea, adâncimea și așa mai departe a lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care auziți ce zice, e o contradicție, un paradox. Să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Păi cum, frate, să cunoști ce întrece orice cunoștință? Dacă întrece orice cunoștință, nu poți cunoaște. Nu-i așa? Să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice fel de cunoștință. Cum poate un om cu înțelepciune umană să cunoască o dragoste care întrece înțelepciunea umană? Cum se poate? Aveți răspunsul? Păi să vă spun eu, nu se poate. Prin putere umană. Dar Pavel spune că Duhul Sfânt a turnat în noi dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu și prezența lui Iisus continuă în inima noastră să ne facă să-L cunoaștem. De fapt, Sora Aita are un paragraf care spune așa, bazată pe textul lui Pavel, care spune, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați, vă amintiți? Din slavă în slavă, Sora Aita spune așa, că în prezența crucii, contemplând caracterul și iubirea lui Dumnezeu, contemplând lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi, prezența Lui ne schimbă din slavă în slavă, din ce în ce mai mult, în asemănarea cu El. Ca la început, că am fost creați după chipul și imaginea lui Dumnezeu. Frații mei, noi nu suntem schimbați prin eforturi personale, ci petrecând timp cu Dumnezeu, studiind, rugându-ne, meditând prezența Lui. Timpul petrecut cu Dumnezeu ne schimbă din slavă în slavă, din ce în ce mai mult, fără niciun fel de efort uman. La piciorul crucii, petrecând timp în prezența lui Dumnezeu. Frații mei, dar care e scopul ca să petrecem timp cu El, ca să fim, să cunoaștem dragostea Lui care întrece orice fel de cunoștință umană, pe care numai El ne poate ajuta să o înțelegem, să ajungi la acea cunoștință de Dumnezeu încât să, pur și simplu, să nu poți folosești cuvintele și lumea să vadă că ai acea iubire în tine. Vreau să vă spun, fac o paranteză aici, lumea nu vine la adunare nu pentru că noi nu avem doctrină bună, avem doctrină biblică, fraților, avem adevărul. Lumea nu vine la adunare pentru că noi nu-L avem pe Dumnezeu, nu că nu avem adevărul lui Dumnezeu. Lumea vine aici, află teorie și pleacă, cum și doctorii spun să nu fumezi și fumează. Dar atunci când noi vom trăi cu Dumnezeu, când prezența lui Dumnezeu va fi vizibilă în biserica, în familia și în viața noastră personală, atunci vom avea putere, fără niciun fel de efort. Ucenicii, după ce s-au rugat în camera Iisus și au primit Duhul Sfânt, fără efort uman, veneau oamenii grămadă. Pentru că puterea lui Dumnezeu face lucrarea, nu puterea noastră. Și acum mă întorc mai departe. De ce să fim întăriți? De ce să locuiască Iisus? Și de ce să înțelegem dragostea lui Dumnezeu? Auziți, asta e rugăciunea lui. Își pleacă genunchiul să se roage lucrul acesta. Și celelalte trei lucruri au fost pași care sunt condiții de a primi, de fapt, răspunsul la rugăciunea lui. Deci acum vă spun răspunsul. Uite, asta e rugăciunea lui. Ca să fiți umpluți, cum zice acolo, de toată cunoștința, de toată măsura, de toată plinătatea dragostei lui Dumnezeu. Cum zice, ar trebui să deschid din nou, cum zice în română? Îmi citiți în versetul 19, mi se pare, cum zice? Să ajungeți foarte puțin, foarte puțin în română, să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Auziți, frații mei, în engleză sunt mai multe traduceri, King James, New King James, New International Version, New American Standard și așa mai departe. Dar eu am luat întâi trei traduceri, le-am cumpărat între ele și apoi am luat din greacă, mi-am tradus singur. Pentru că în greacă, pentru fiecare cuvânt, sunt 3, 4, 5 modalități de a traduce. Fiecare cuvânt poate fi tradus în 3, 4 feluri. Și ei au ales în traduceri felul care au crezut ei că e cel mai bun. Eu n-am fost mulțumit și le-am luat toate și le-am pus toate acolo, toate patru. Că mie îmi place să le aud toate posibilitățile de a fi tradus cuvântul ăla. Și auziți cum zice acolo? Ascultați cu atenție. Să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, de prezența Lui care vă acoperă, vă înconjoară, deasupra, dedesubt, în față, în spate, peste tot. Auziți? În plinătatea măsurii infinite dumnezeiești. Așa e ce în greacă. Plinătatea măsurii infinite a divinității în inima mea. Frații mei, nu știu dacă putem să înțelegem așa ceva cu mintea noastră umană. Plinătatea Dumnezeului Universului, Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, cu toată plinătatea Dumnezeirii, păi Solomon zice, cerurile nu te pot cuprinde, cu atât mai mult locul acesta. Toată plinătatea divinității să coboare și să-mi umple inima mea. Atât de mult că să dea pe din afară și să fie vizibil. Ăștia trebuie să fie creștini.
Degeaba avem teorie dacă nu avem acea prezență. Teorie nu avem nevoie, fraților. Știm teorie, putem să fim doctori în teorie. Prezența lui Dumnezeu aduce putere. Prezența lui Dumnezeu face minunile. Lucrarea nu se face în puterea și în tăria noastră. Prezența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu face toate astea. Când îl avem în viața noastră zi cu zi. Nu că vine și pleacă, uite așa la nevoi. De fapt, mai e un cuvânt acolo. Cuvântul este genosco, nu e didascalo. A cunoaște. Didascalo înseamnă cunoștință teoretică. Genosco înseamnă cunoștință bazată pe experiență personală intimă. Să-L cunoști pe Dumnezeu prin experiență personală intimă. Și auziți. Acum, dacă m-aș opri aici cu predica și dacă Pavel se oprea acolo, era vai de noi. Cum putem noi să fim plini de plinătatea divinității în inima noastră? Wow! Mulțumesc Lui Dumnezeu că Pavel nu s-a oprit acolo. Și Pavel continuă și zice, cum zice în versetul 20? Ia ziceți dumneavoastră. Versetul 3 cu 20. Iar celuia care... Prin puterea cui? Așa, prin puterea lui, poate să facă... Nespus... Deci, cine poate să facă treaba asta, să ne umple pe noi de plinătatea aceluia care prin puterea lui poate să facă nespus mai mult decât? Decât cerem sau până și când gândim. Frații mei, să vă spun cum spune în greacă. Auziți, iau toate 3, 4, 5 traducerile posibile. Auziți, aceluia ceresc care poate și dorește să facă peste măsură, exceedingly în engleză, peste măsură, din abundență, în mod suprem, mult mai mult, în mod necomun, neobișnuit, mai mult decât cerem, dorim, ne imaginăm sau gândim. Ce bogătate de cuvinte! Dumnezeu care poate să facă... Fraților, noi cerem Dumnezeu lucruri mici. Prin faptul că îi cerem lucruri mici, îl limităm pe Dumnezeu care este infinit. Aceluia care poate să facă peste măsură, fără limită, din abundență, în mod suprem, mult mai mult decât cerem, gândim sau încă ne imaginăm, mult mai mult decât ne imaginăm, a Lui să fie slavă. Frații mei, teoretic noi am înțeles treburile astea, dar practic nu avem bucurie și pace pentru că noi nu credem că Dumnezeu face, chiar dacă credem că poate, nu credem că Dumnezeu face treaba asta în inima noastră. Și pentru că nu credem, îl limităm. Pentru că fără credință este cu neputință. În loc să ne ducem la El cu simplitate, ca niște copii. Doamne, Te rog, așa cum s-a rugat Pavel, să faci lucrarea asta în viața mea, indiferent cât m-ar costa. Cred că îmi răspund la rugăciune. Bineînțeles că este un proces, nu e așa, o explozie și gata. Și Doamne, o pun la dispoziția Ta, nu te opri niciodată să lucrezi. Cred că ai lucrat. Și prin credință să mergem înainte și asta să fie rugăciunea noastră, nu odată, ci zilnic, ca Dumnezeu să treacă prin treptele astea trei ca să ajungem la plinătatea lui Dumnezeu totală în inima noastră. Să fim plini de măsura dumnezeirii, încât fără niciun fel de efort, prin orice am trece, oamenii să vadă că Dumnezeu trăiește în noi și oamenii să dorească acea prezență specială pe care ei nu o au. Frații mei, vreau să mă opresc puțin aici. Deja a trecut timpul. Frații mei, cât este ceasul, că nu-l văd? Aveți un ceas? Cât timp avem? Nu, o oră nu mai avem, nu e o oră. Frații mei, ați auzit de experiența lui Dave Rover? Dave Rover era soldat în Vietnam, pe vremuri, când a fost războiul american în Vietnam, era soldat în Vietnam și Dave Rover era cu plutonul lui pe Râul Negru, așa se numește, pe Black River. Și cum erau cu barca aia de armată, cu șalupă sau ce-o fi de armată, patrulau pe râu. După 9 luni de patrulat pe râu, într-o zi, cineva a aruncat o grenadă de fosfor în barca lor. Nu știu dacă ați auzit de grenade de fosfor vreodată, ați auzit? Grenadele de fosfor sunt cele mai periculoase grenăzi, pentru că atunci când explodează, te împroșcă cu fosfor și în prezența oxigenului, fosforul arde și nu poate fi stins. Orice ai face. Trebuie să iei oxigenul, atunci se stinge. Păi dacă iei unui om oxigenul, l-ai omorât. Dacă nu iei oxigenul, îl omoară focul. Deci nu sunt speranțe. În momentul în care a văzut grenada, a luat-o
să o arunce în apă să-și salveze pe ceilalți 18 camarazi, sau soldați, sau colegi, sau prieteni, sau în sfârșit. Și i-a explodat în mână. Când i-a explodat în mână, i-a rupt jumătate de față și a început să ardă. Și a sărit în apă. Și spuneau colegii că a rămas urechea, ochiul pluteau pe apă. Și în momentul în care a sărit în apă, bineînțeles că sub apă focul s-a stins. A stat el acolo cât a stat sub apă, în sânge, și a avut nevoie de aer. După câteva secunde, se ridică să ia aer. Când îi scoate capul să ia aer, ce crezi că se întâmplă în prezența oxigenului? A izbunit în flăcări din nou. Și când se ia aer, focul peste tot, iar sub apă. Pe la urmă, și-a pierdut cunoștința și colegii lui l-au luat și când l-au scos deasupra apei, din nou, foc. Spuneau că era ars de nerecunoscut. Și l-au venit în câteva pături lipite de corp ca să nu poată să ardă, dar la gură nu era decât un cearșaf așa ca să poată să treacă aerul. Și credeau că a murit. L-au dus la spital și nu murise. A stat în spital, nu mai mi-amintesc, am scris aici, stați să mă uit, să vedem, să nu spun vreo prostie. 14 luni. A stat în spital 14 luni și a avut 16 operații. 16 operații. În ciuda oricărei așteptări, prin minune, a scăpat cu viață. Spunea dânsul că, în cartea dânsului, care se numește Welcome Home, David, bine ai venit acasă, David, spunea dânsul că așa de desfigurat era, din cauza că era ars și că lipsea urechea, nasul, ochiul, partea asta a feței, că atunci când a venit doctorul el, i-a cerut, dă-mi o oglindă să mă văd. Și doctorul a zis, nu-ți dau oglindă, dă-mi o oglindă, nu te sperii. Și când i-a dat oglindă, s-a speriat de el. Zice, chiar așa spunea, arătam ca un monstru, ți-era frică să mă vezi, fugeai de frică, ceva groaznic, ceva înfiorător. Un om cu o față cu totul schimbată, arsă și tot corpul ars. Și zice, mi-am dat seama că nimeni nu poate să mă vadă și că nu mai pot să ies în public în viața mea și că nu mai am rost pe lume. Și zice, când a plecat asistenta, el era la aparatul ăla de îți menține respirația, te ține în viață. Zice, a smuls tubul să se omoare. Dar din greșeală, a smuls tubul de glucoză, de mâncare, în loc să-l smulgă pe ăla de aer. Și stă el ce stă și așteaptă să moară și nu moare, doar că l-apucă foamea. Și când vine asistenta, zice, tot aștept să mor și n-am mai murit. Și asistenta, păi ce băi, ai tras tubul de mâncare, măi. Și zice, probabil că n-ai murit, că Dumnezeu mai are încă treabă cu tine, mai are un plan pentru tine. Și el zice, ce plan poate să aibă Dumnezeu pentru mine? Și asistenta se uită la el și spune, zice, Dumnezeu are planuri cu fiecare în parte. Înainte de a te naște tu, Dumnezeu ți-a știut toată viața și a făcut un plan pentru tine. Da? Și a știut și necazul ăsta, da, l-a știut. Și de ce l-a îngăduit? Păi ce, probabil că altfel nu urmai planul lui. Stăie și se gândește, cum poate Dumnezeu să mă folosească pe mine în halul ăsta și să mă iubească pe mine în halul ăsta? Și ea se uită la el și spune, nimeni nu e prea departe ca Dumnezeu să nu-l iubească și nimeni nu e prea slab ca Dumnezeu să nu-l folosească. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tari. Iar Pavel spune, când sunt slab, de-abia atunci sunt tare, că Dumnezeu nu-i poate folosi pe ai tari și pe ai mândri. La care Dave, a început să se gândească la treaba asta. Zice, Doamne, dacă Tu mă poți iubi și dacă Tu mă poți folosi pe mine în halul ăsta, atunci arată ce vrei de la mine. Sunt gata să te urmez. Și spune că după câteva zile a venit nevasta colegului din patul vecin, din spital. Și când l-a văzut fără mână, fără picior, cum arăta săracul, și-a scos verigheta din deget, a aruncat-o pe el și că nu vreau să te mai văd. Cum aș putea trăi cu tine așa? Și-a plecat. Și ăsta, săracul David, și-a pus mâna pe partea asta a capului și zice, aoleu, ce-o zice nevasta mea când mă vede pe mine? Numai bine că peste câteva zile a aflat nevasta că el e în viață, a venit la spital să-l vadă și când îl vede, Dave zice, și-a acoperit fața cu pătura și aici, lasă-mă-i pătura jos. Și zice, nu, că dacă mă vezi te sperii. Lasă-mă-i pătura jos. Nu, că n-arăt bine, la care nevasta, niciodată n-ai arătat bine. Zice, când te-am luat, nu te-am luat că ești bărbat bine, te-am luat că ești bărbat bun. La care el s-a lăsat ușor, ușor pătura jos și zice, poți să mă iubești așa? La care ea se uită la el și că te iubesc mai mult. Pentru ce ai făcut tu cu grenada aceea să salvezi colegii tăi, îmi spune că ai un caracter extraordinar. Cum aș putea eu să renunț la tine? Și ce bine ai venit acasă. Și l-a pus numele cărții, bine ai venit acasă. Zice, welcome home, David. A deschis asociația numită Dave Rover Evangelistic Association. Dave Rover, asociația evangelistă a lui Dave Rover. Specifică pentru oamenii care cred că nu pot fi iubiți și nu pot fi folosiți și nu pot fi schimbați. Se întâlnește cu ultimii oameni, cum îi numim noi.
Și le povestește experiența, altceva nu știe, n-a făcut teologie, dar le povestește experiența lui ca un exemplu că Dumnezeu iubește și pe ei mai mult decât își pot imagina, că Iisus a dat viața pentru ei și că Dumnezeu îi poate folosi și pe ei. Am eu o vorbă, dacă Dumnezeu s-a folosit de măgărița lui Balaam, se poate folosi chiar de oricine. Frații mei, cât mai este ceasul? Puțin? Puțin. Am înțeles că mai e puțin timp. Și încerc așa să sar puțin prin ele. Eram în Loma Linda la încheierea săptămânii de rugăciune și mă întreabă cineva: frate, cum poți să ai o relație cu Dumnezeu atât de strânsă încât Dumnezeu să-ți umple viața? Și zic: fraților, nu știu, că și eu mă rog tot pentru asta încă și Dumnezeu lucrează în fiecare zi în viața mea. Mă rog să ajung la statura plinătății lui Hristos, în sensul că Hristos locuiască mine în plinătate, dar încă sunt în proces de creștere. Dar în schimb mi-am spus: uite ce mă rog eu. Și vreau să deschideți Biblia împreună cu mine, să vă dau o părere cu ce ar trebui să vă rugați. Auziți, dacă deschidem Biblia, și apropo, cunoașteți că în Ioan capitolul 15 spune că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine. Prea de multe ori noi încercăm să facem treburile despărțite de Dumnezeu și ne mirăm de ce muncim fără rost. Auziți, trebuie să-mi pun ochelarii. De când am plecat ultima dată la noastră, mi-am pus ochelari și nu mai pot fără ei, auziți, am îmbătrânit. Înainte, când discutam de cineva de 50-60 de ani, ziceam că sunt bătrâni. Acum, de când am eu 45 de ani și îmi trebuie ochelari, zice: băi, 50 de ani, nu am nici tineri mei. Auziți, în Psalm, la capitolul 63, auziți care e rugăciunea, îmi place mie să mă rog: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Caut servici, sănătate și ajutor cu problemele care le am. Așa scrie? Ce scrie acolo? Pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi trânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Am povestit, nu știu dacă v-am povestit dumneavoastră, eram în Israel acum 3 ani și am urcat la Masada. Ați fost urată la Masada? Câți au fost în Israel? Mâna sus. Câți au fost în Israel? A fost cineva în Israel? Numai câțiva. Am urcat la Masada și este așa, acolo unde au fost ultima grupă de evrei mai încăpățânați, care nu au vrut să cedeze la atacul roman. Au urcat la Masada pe un munte care are așa o formă foarte ciudată, așa ca un stâlp vertical. Prea puțin are formă de munte, mai mult e drept, e abrupt și urcă foarte sus, înălțime foarte mare. Adică de sus din vârful muntelui se vedea autobuzul, autocarul care venise și chioșcurile unde vindeau ăia sucuri și tot felul de prăjituri și de dulciuri și fructe și toate alea. Se vedeau așa de mici că parcă palmierii erau iarbă și tufișuri și autobuzul era așa ceva micuț alb. Foarte înalt muntele. Acolo pe vârful muntelui aluia nu poți. Cărarea care urcă pe munte nu este așa drum să urci cu camionul. Nici măcar doi nu poate să meargă. Nu poți să mergi cu măgarul, că te răstoarnă, te izbește de peretele muntelui. Deci poteca e așa de îngustă și sunt locuri unde merge așa. În schimb, vizitatorii urcă cu telecabina, cu telescaunul. De fapt e telecabina, gondolă, cum zic ei. Și eu, bineînțeles, că am urcat cu gondola, dar după aceea am zis că și asta e experiență, vreau să cobor pe picioare. Și am coborât pe picioare, acolo o să vedeți experiența. Și uite așa, coboară spirală, poteca aia îngustă, încât romanii nu-i puteau ataca. Și aveau peșteră pe sub pământ, care ieșea undeva departe, la câțiva kilometri de munte, și pe acolo se aprovizionau cu mâncare, cu apă și așa mai departe. Strânseseră provizii că puteau trăi până la 2-3 ani, fără să coboare. Și la nevoie acopereau peștera cu pietre, să nu poate veni nimeni peste ei. Acolo, pe vârful ăla, la Masada, acolo romanii, când au venit, în sfârșit, asta e istorie, n-au putut să ia, tot mureau, an de an, 5 ani au asediat locul respectiv și n-au putut, că ăștia de sus doar dădeau cu pietre pe ei și îi terminau, cu săgeți și așa mai departe. Și romanii, cu sclavi evrei, au construit o pantă, au adus cu căruțe așa, au adus pietriși și au tot pus, au tot pus, de departe, de la câțiva kilometri pornește și urcă așa ca o rampă, urcă până la vârful muntelui. Acum, bineînțeles, că a fost eroziune și eroziunea a săpat,
a spălat pietrele și nisipul și panta ajunge numai până pe la jumatea muntelui acum, dar se vede că e făcută de om. Au muncit acolo romanii câțiva ani, 5, 6, 7 ani cât au muncit și au clădit acea pantă ca după aceea să urce cu, de ce cu sclavi evrei? Că evrei nu omoară evrei. Și în sfârșit au putut pe panta aia să vină cu armatele, iar noaptea când care cei 200 și ceva de soldați care au supraviețuit acolo cu familiile lor, când și-au dat seama că noaptea asta romanii ajung la noi, și-au otrăvit nevestele și copiii și apoi s-au omorât și ei, între ei, ca să nu fie prinși de romani. În sfârșit, asta nu e subiectul meu. Subiectul meu este altul. Eram acolo pe vârf la Masada și era un soare, măi, frate, era în jur de 125 de grade Fahrenheit. Aia înseamnă, să zic eu, vreo 45-47, nu știu exact, 48 Celsius. Nu era un nor, nu bătea vântul, nici măcar nu adia, nu era niciun fel de apă. Mă topise soarele, adică stăteam așa în soare și parcă eram, nu mai aveam apă, nu mai puteam să respir, parcă și aerul care îl trăgeam era fierbinte, parcă eram în cuptor. Și pe căldura aia, nu era o sete, măi, frate, că nu mai puteam, mi se usca sigur, nu știu dacă m-a fost luată sete din aia, să mori, să leșim de sete. Și mă uitam așa de sus la chioși cu rulele jos și nu mi-era minte decât la sucul ăla de grapefruit. Mă uitam la ele și, aoleu, și îmi lăsa gura apă, când ajung acolo să beau că mor de sete. Și cum mă uitam așa acolo, m-am gândit dintr-o dată la textul din Psalm, capitolul 63. David a trăit prin locurile alea, prin pustia Iudeii. Te duci acolo și nu vezi un fir de iarbă, nu vezi nici măcar un cactus, nu vezi nici măcar un mărăcine. E uscat, numai piatră și nisip. Uscat. Și David în pustia aia, fugind de Saul, zice, îmi însetează sufletul după apă, după tine. Într-un pământ sec, uscat și fără apă. Să ajungi să uiți de nevoile materiale, să uiți de nevoile fizice, să uiți de bani, să uiți de servici, să uiți de sănătate, să uiți de viață. Să spui, Doamne, chiar dacă mi-e sete, te vreau pe tine mai mult decât apa, chiar dacă mi-e foame, te vreau pe tine mai mult decât mâncarea, chiar dacă am nevoie de servici, te vreau mai mult decât serviciu. Doamne, dacă ar fi să-mi pierd viața și serviciu și tot, vino în viața mea. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu mai mult decât aer. Rugăciunea e numită respirația sufletului, nu-i așa? Fraților, cum putem să trăim fără respirație? Sau suntem morți? Că dacă nu i-am ținut respirația așa vreo... Eu le spun în mașină, iarna când conducem cu mașina și când ne suim până să se încălzească motorul, să încălzească, se aburește geamul. Le spun, băi, nu mai respirați, că mi-a aburit geamul, nu mai văd nimic. Și bineînțeles, cum să stea fără să respire? Trebuie să respire, nu? Cât poți să stai fără să respiri? Un minut? Cum putem, fraților, să trăim fără relație continuă cu Dumnezeu? Noi depindem de Dumnezeu din toate punctele de vedere. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Doamne, te doresc mai mult decât mâncarea, mai mult decât bucatele, mai mult decât apa, mai mult decât aerul, mai mult decât viața, mai mult decât serviciu, prefer să mor. Nu mai vreau să merg o zi fără tine. În sfârșit, vreau să trec mai departe. Așa te privesc în locașul tău cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. În greacă zice, în ebraică, îmi cer scuze, zice, am venit în locașul tău cel sfânt să te privesc și nu mai pot să-mi iau ochii de pe tine. Îți privesc puterea, slava și ce nu pot să-mi iau ochii de pe tine. Nu venim, fraților, la adunare să auzim o cântare, o rugăciune și o predică. Venim în sanctuarul, în prezența lui Dumnezeu. Intrăm în prezența lui Dumnezeu. Aici venim să ne închinăm lui Dumnezeu, să nu uităm asta. Și în prezența lui admirăm caracterul și lucrarea lui Dumnezeu. Soroaita are un paragraf care spune așa, nimic nu este mai periculos, n-avem nimic să ne temem decât să uităm ce a făcut Dumnezeu. Noi am uitat cine e Dumnezeu, am uitat ce a făcut Dumnezeu pentru noi și de aia n-avem încredere în ce o să facă El pentru noi de aici înainte. Am și uitat că Domnul vine curând. Noi suntem adventiști, Domnul vine curând, trebuie să trăim pentru El cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Vii la adunare să meditezi la ce a făcut Dumnezeu, să meditezi la caracterul Lui, să meditezi la ce va face Dumnezeu, să stai în prezența Lui, să-L asculți, să te închini, să-i slujești, să te pui la dispoziția Lui, să te bucuri de relația cu El. Mi-amintesc, nu știu dacă v-am spus vreodată, când eram prieten cu Dan, am fost prieten vreo 3 ani jumate, când mergeam la adunare, așa știi, eram la cor, eram la tenorie, era la alto. Și pastorul vorbea, dar săracul pastor degeaba vorbea și predica era bună, dar eu numai de pastor nu mă gândeam că eu eram cu ochii pe Dana. Și când puneam ochii pe ea, parcă eram dentist, așa că scam gura și uitam să o mai închid. Uitam să mă mișc. Și când se uita la mine, câteva secunde, unde eram tot așa. Și apoi, aoleu, se uită la mine, jit, întorceam și eu capul. Să-ți pui ochii pe Dumnezeu încât să uiți de tine, să zici, extraordinar, câtă bunătate, câtă înțelepciune, câtă putere, câtă iubire, n-am de ce să mă tem. Nu-i așa? Să vii la adunare, să-L cunoști pe Dumnezeu.
Că asta, asta e secretul, asta e cheia. Numai atunci avem putere, când îl cunoaștem pe Dumnezeu. De aia ne lipsește puterea. Zice, în sanctuarul tău am venit să te privesc și nu pot să-mi iau ochii de pe tine. Pentru că bunătatea ta e mai importantă, face mai mult decât viața. Când vezi treaba asta, nici nu te poți opri să-L lauzi pe Dumnezeu și să-i spui altora. Te voi binecuvânta toată viața, în numele tău îmi vor ridica mâinile. Și așa mai departe. Gura mea te va lăuda cu strigăte de bucurie. Zice, mi-aduc aminte de tine în așternutul meu. Mă gândesc în timpul nopții. Să, și noaptea să meditez la bunătatea lui Dumnezeu. Și dimineața când te trezești și seara când te culci. Tot timpul. Trebuie la venire, la plecare, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Păi la noi ăștia sunt grele și lucrarea misionară. Băi, frate, e greu. Trebuie să fie un privilegiu, fraților, o desfătare, o bucurie, o binecuvântare, o favoare. Frații mei, dacă am trecut timpul, trebuie să mă opresc. O să mă opresc chiar aici. Discutam cu băiatul meu, cu Ovidiu, și îmi spunea, băi, tăticule, zice, biologia asta e nenorocită rău de tot. Atâtea oase, atâția nervi, atâtea tendoane, atâția mușchi, atâtea le înveți pe toate. Vai de lume, ce le uiți. Vine profesorul și îți arată un tendon, repede spune numele. Trebuie să spui numele pe loc. Și zice, învăț toată ziua. Învăț, zice așa, ca robotul. Zice, e o carte atât de groasă, zice, mai groasă ca Biblia, zice că e dicționar. Zice că e enciclopedie. Zice, învăț de dimineața până seara denumiri și după aceea atât de multe că încep să le confund și uit. Și zice, în afară de asta m-am de învățat și chimie, zice, m-am de învățat și alte materii, nu mai am timp. Și zice, mă gândeam, crezi că e păcat dacă aș învăța pentru școală și sâmbătă n-o să mă duc la adunare? Și eu zic, păi tu ce crezi? Păi eu cred că e păcat, dar Domnul mă înțelege. Păi zic, hai să o luăm la rând. Ia spune, cu ce te înțelege Domnul? Păi că trebuie să învățăm. Așa, bun, trebuie să învățăm. Și zic, cine vine primul în viața noastră? Serviciu sau Dumnezeu? Păi Dumnezeu. De ce ai tu servici? Păi să pot trăi. Cine crezi că ți asigură ție cele necesare în viață? Dumnezeu. Aha, deci tot Dumnezeu vine primul. Cât timp crezi că o să ai tu serviciu? Păi până mor sau până vine Domnul. Cât timp o să dureze? Păi un an, doi, trei, zece. Ok. Cât e de scurt timpul ăsta în comparație cu veșnicia? Păi nu se compară. Dacă compari cu un milion de ani, nu cu veșnicia, numai cu un milion de ani, 20 de ani sunt nimic. Aha. Deci care ar trebui să fie ținta ta? Care s-o prinzi? 20 de ani sau 20 de milioane? Păi zice, 20 de milioane. Aha. Ok. Deci care e părerea ta? Să înveți sâmbăta pentru școală? Păi nu, dar dacă pierzi școala, lasă-o încolo. Păi nu te super, nu mă supăr, tăticule. Deci, dacă o pierzi că ești vagabond, mă supăr. Dacă o pierzi că ai învățat, că ai mers la adunare, nu mă supăr. Dar zic, ia ascultă, tu ai încercat să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, nu numai la studii și la rugăciune și la adunare, dar și la școală și la servici. Păi cum să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc la școală? Păi uite așa, la ce oră te trezești dimineața? Zice, păi tată, mă trezesc la 6:30 sau 7, mănânc în viteză, după ce termin de mâncat, iau cartea și mai citesc o dată, că după aceea o să am examen. În fiecare zi de quiz. Zice, un examen, un test scurt. Zice, mai mă uit toată ca să le am proaspăt de minte și apoi fug la școală că sunt întârziat. Zic, ok, rău, greșit. Uite cum faci. Te trezești mai devreme, așa pe la 5? Aoleu, păi ce mă cul la 1 că învăț. Eu când dorm? Zice, nu-i nimic. Zic, Dumnezeu poate să-ți dea în 4 ore de somn, să te binecuvintezi, dormi cât în 8 ore. Zic, te trezești așa mai devreme, mai așa mai pe la 5 și zic, nu înveți. Te rogi și studiezi. Cât? Păi zic, până ai prezența lui Dumnezeu. Păi dacă durează 4 ore până am prezența lui Dumnezeu, te rogi 4 ore. Păi dacă întârzi de la școală, întârzi de la școală. Și dacă n-am prezența lui Dumnezeu, zic, te rogi înainte. Păi dacă nu am, te rogi înainte. Și dacă lipsesc, lipsești. Dacă mă dă afară, te dă afară. Și zice, ești sigur că e ok? Zic, sunt sigur. Și după ce mă rog și primesc pacea lui Dumnezeu, ce fac? Păi după aceea mănânci și dacă îți mai rămâne timp, te uiți pe carte, dacă nu, te duci la școală. Păi i-am spus asta și a durat așa vreo 2 semestre și ce nu pot să fac treaba asta că pierd școala. Deci oamenii au paternul ăsta, că nu înțeleg, zic da, da, și fac tot ca ei. Nu face sens, dar așa e ființa umană. A ajuns băiatul de la numai note de aur, numai aur, din clasa 1-a până acum, niciodată n-a avut un B. Cu cât învăța mai mult, cu atât lua note mai proaste. Că era din ce în ce materie mai multă și mai grea, mai multă și mai grea până azi, nu mai pot! Și îmi dă telefon plângând, tati, am luat 2 C-uri, pierzi scholarship-ul. Scholarship, să pierzi bursa, ăla e lucru mare. Adică școala lui e o avere, ne costă o groază de bani. Și dintr-o dată aveam un ajutor acolo de $12,000, să-i pierzi pe ei $12,000. Și să-i plătesc eu din buzunar, pe lângă ce plăteam. Și zice, dacă pierzi scholarship-ul, zic, tati, Dumnezeu va purta de grijă. Dacă îl pierzi că ești vagabond, mă supăr pe tine. Dacă îl pierzi că te rogi și studiezi, pierde-l. Ce, e sigur că poți să pierzi scholarship-ul? Pierde-l.
Și zice, tati, dar nu mai fac față. Păi zic, nu faci față că nu îl pui pe Dumnezeu primul. Păi dacă mai pierd încă 4 ore sau 2 ore să studiez, atunci au notiși mai mici. Ia-le. În sfârșit, mă sună băiatul și spune, tati, până la urmă m-am gândit că nu mai pot. Și m-a rugat, Doamne, ajută-mă. Și când m-a rugat, m-a mustrat conștiința că e celălalt Dumnezeu, dar eu nu-mi fac timp de Dumnezeu. Și uite ce am făcut. M-am trezit dimineața, l-am rugat pe Dumnezeu să mă trăiască și zice, Dumnezeu, zice, Dumnezeu ăsta cam exagerează. Păi zic, de ce mai? Păi ce, nu m-a trezit la 5 jumate, cum ai zis tu, m-a trezit la 4 jumate. Și ce, în viața mea nu m-am trezit la 4 jumate. Și zic, ce ai făcut? Păi ce, m-am trezit, m-am ridicat din pacă, dacă stăteam în pas, știam că adorm la loc, m-am spălat pe ochi, m-am dus înapoi și m-am așezat lângă pas și m-am rugat. Și ce, mă întrebam, ce te rogi tu într-o oră, două de rugăciune? Zice, tati, când am început să mă rog pe rând, au trecut o oră jumate și nu știam când a trecut timpul și n-am terminat să mă rog. Și ce, când am terminat să mă rog, eram liniștit. Și mi-am zis, ce să fac acum, să mă apuc de învățat sau să studiez? Și mi-am amintit ce ai spus tu, să nu plec fără cuvântul lui Dumnezeu. Și am deschis Biblia și n-am citit mult. Dar m-am rugat în timp ce citeam ca să înțeleg, ca Duhul lui Dumnezeu să mă ajute. Și am studiat. Și ce, când am terminat, deja era 7:30 și școala începe la 8. Am mâncat repede și am fugit fără să învăț. Și ce, tati, ce crezi tu? Când mi-a dat quiz-ul, mi l-a dat exact din ce învățasem și mi-a adus aminte Dumnezeu tot, mi-am amintit cuvânt cu cuvânt. Am terminat tot și întrebările de bonus. Ce sunt întrebările de bonus? Dacă quiz-ul are 10 întrebări, mai sunt 2 care sunt de rezervă. Dacă n-ai făcut 2 din quiz, dar le-ai făcut pe alea 2, ți le ia pe alea ca să nu pierzi punctaj. Și că le-am făcut toate, și ale de bonus. Și am luat 120%. Deci 120% e peste, adică e mai mult decât bun. Și zice, băi, tată, cum lucrează Dumnezeu? Zic, acum, San, să nu te gândești că totdeauna Dumnezeu o să-ți dea numai auri. S-ar putea să pierzi școala. Martinii și-au pierdut viața. Dar Dumnezeu ți-a dat un exemplu să știi că Dumnezeu poate să rezolve și problemele tale. Dumnezeu este stăpânul Universului. Poate. Credeți că poate? Absolut poate. Dar dacă El va hotărâ altfel, ți-a dat un exemplu ca să ai încredere în El și să-L urmezi totdeauna. Chiar dacă pierzi și școala și viața. Și tati, m-am lămurit. Frații mei, avem un Dumnezeu extraordinar. Dar ținta noastră ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod special, să fim oamenii rugăciunii și oamenii lui Dumnezeu, ca numai atunci puterea lui Dumnezeu prezentă, continuu, în viața noastră să poată să lucra. Pentru că dacă noi lucrăm, n-avem niciun rezultat. Numai când Dumnezeu lucrează prin noi. Vreau să mă opresc aici. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceste lucruri. Amin.